Bună ziua! Florin Ghiță, Piața Online. Astăzi, despre blaturile din piatra naturală. Piatra naturală e un material foarte bun pentru construirea blaturilor, întrucât dă naștere la blaturi unice, la blaturi foarte rezistente, la blaturi durabile, la blaturi pentru mai multe generații. Avem mai multe tipuri de piatră din care se pot face blaturile. Sunt două categorii principale. Unele granit, ardezie, care sunt caracterizate în principal prin rezistență, durabilitate și sunt în general determinante pentru blaturile de lucru, cele pe care prelucrăm carnea, legumele, pe care tăiem diverse, și blaturile din marmură travertin, care sunt în principal determinante pentru blaturile, pentru tipurile de blat decorativ. Deci am definit două tipuri de blaturi. Avem blaturi care sunt considerate de lucru, deci blaturile pe care prelucrăm mâncarea, și blaturile decorative, care sunt în general considerate ca având principala calitate de a îmbunătăți aspectul unei camere. Mâncăm pe ele, dar nu prelucrăm carnea pe un asemenea blat. Deci am pomenit de două categorii de blaturi, blaturi de lucru și blaturi decorative. Pentru blaturile de lucru sunt recomandate blaturile din granit și din ardezie, cu o precizare că ardezie este o rocă metamorfică și care are proprietatea de a se despica cu ușurință, deci trebuie atenție mare la prelucrările canturilor. Iar blaturile decorative, care reprezintă a doua categorie, sunt în principal reprezentate de marmură, travertin, limestone. Sunt blaturi pe care nu se recomandă prelucrările mecanice în principal, tăiatul cărnii, zgâriatul și așa mai departe. Avem aici blat din granit, un material de blat granit. Cu asta fac precizarea că blatul este recomandabil să fie polișat, întrucât întreținerea lui este mai ușoară. Blatul din granit polișat este blatul cel mai rezistent, nu există echivalent în piață, nici la alte materiale, nici la piatră, din punct de vedere al calităților de durabilitate și de rentabilitate a acestui tip de blat, pentru că durabilitatea lui ajunge la câteva generații. Nu se va strica, este sensibil, puțin sensibil inclusiv la variațiile de temperatură. Nu e bine să îl șocați termic, adică ați luat oala de ciorbă și ați pus-o direct pe granit, nu o să întâmple nimica, dar în timp ar putea fi afectat. Niciunei pietre naturale nu-i plac șocurile termice. De aceea este bine ca atunci când îndepărtați o oală cu mâncare fierbinte de pe plită, să o puneți direct pe un suport destinat special acestei activități. Aici avem o marmură Volacas, din care de asemenea se fac blaturi bune, materialul este foarte frumos. Aici avem un travertin de asemenea foarte frumos și se vede diferența de aspect între pietre calcaureoase, marmură travertin și granit. De aceea, blaturile din marmură și travertin sunt recomandate în principal pentru blaturi decorative. Finisajul poate fi polișat, dar mai poate să fie mat, mai poate să fie periat, pentru că blaturile decorative, la blaturile decorative preponderent este aspectul. Întreținerea blaturilor se face cu ușurință în general, mai ales dacă ele sunt din granit, deci blaturi de prelucrare. Însă, de asemenea, blaturile din travertin și marmură se pot întreține cu ușurință în condițiile în care sunt protejate la atacul aciziilor alimentari. Pentru că calcarul care se află în aceste blaturi reacționează cu acidul și va mătui suprafețele. Avem câteva kituri de recomandat de la Piața Online pentru întreținerea acestor blaturi, așa că apelați la www.piataonline.ro pentru lămuriri suplimentare.